Bună, YouTube! Astăzi o să fac unboxing cu căștile astea de gaming, Qlive Gaming Headset Q3567, da. Abia aștept să le desfac, să-mi iau un cutter. Să văd dacă am aici ceva cutter. Să văd. Dacă l-ai găsit, desigur. Așa. Ai, cred că ar fi bun și foarte, că da, nu vreau cutter. Așa, să văd eu. Bă, dar pe nici cutter nu mai am. Of, sărac, mai sunt. Ba, uite-l aici. Mai e cutter. No, ia să desfac eu. Bă, dar ce greu. E greu așa cu o mână. Mă descurc am mâna. Așa. Așa, bun. Deci, ok, nu mi-am tăiat degetele, nu mi-am tăiat nimic. Ia să desfacem cutia asta. Așa, na, bun. Bun, bun. Trebuie să trag bine. Oi, 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 și mamă, dar... hai să văd. Deci are mufă pentru căști, pentru microfon și pentru... Asta cred că e alimentarea sau... Habar, n-am dau să verific eu la sfârșit. Na, bună. Și uitați, astea sunt căștile. Na, nu erau deloc. Sper să mă țină vreo 3 ani, cel puțin. Nu am pretenții foarte mari. Puteam să nu iau căștile mai scumpe, da? Oricum, căștile astea nu au fost din banii mei. Au fost din banii cel mai bun prieten al meu și... Îi mulțumesc foarte mult că m-a ajutat, că aveam... Eu acum stau prost cu banii până iau salariu, până iau salariu, mă ia mama naibii și a zis, hai mă să mă ajute el și... Na, ce pot să zic, e bine să ai un prieten bun, desigur că trebuie să-i rămân dator, cu o pizza, cu hamburger, aia văd eu până luna mai. Uite, și microfon, desigur, nu voi folosi microfonul ăsta, pentru că am microfonul ăsta care e 5 ori mai bun. Na, bun. Na, bun, hai că-l conectez la calculator să văd dacă merge perfect. Na, bun, acum filmez de pe camera web. Ia să văd eu căștile. Na, bun, să văd dacă mi-s... Oi, 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 bă, da... Bă, da, mi-s foarte confortabil microfonul ăsta. Nu prea văd rostul, dar bine. Probabil va fi rezerva în caz că ăsta va muri. Dar sper să nu moară, sper să mă mai țină câțiva ani. Și aici sunt un pic confuz, deci are USB, are jack, bă, nu știu că ăsta e pentru microfon, ăsta e pentru căști, ăsta cred că alimentarea, dar nu sigur. Na, bun, hai că o să fac niște teste, sper să nu sparg timpanele. Na, bun, ia să văd dacă se aude. Ok, se aude cât de cât. A, și desigur, astea ce mi-au rămas, cred că o să le arunc la gunoi, că nu-și mai au rostul. Până atunci să le arunc aici. Na, bun, ia să văd eu. Ok, deci nu cred că necesită alimentare. Bun, ia să văd eu cum se aude. Se aude basul ăla. Și microfonul... Aici se află microfonul. Na, bun. Din păcate, bine, pot să pun un pic muzica să se audă la căști, hai că să dau la maxim un pic. Nu știu dacă, bun, să auziți și voi cum se aude. Să vedeți și voi că merge. Mamă, și îmi place cauciucul ăsta, că e...
E pus aici ca să nu mi se prindă părul în chestiile astea de plastic, ceea ce e super, că la unele căști așa mi se prindea părul. Nu știu dacă ați pățit și voi chestia să vi se prindă părul la căști. Bă, ce bine se aude. Ia să văd eu un joc video. Cum se aude? Mamă, mamă, da, să-mi place basul ăla cum se aude. Ok, ia să văd eu acum la USB. Ok. Nu se aude nimic la USB. Ciudat. O să văd eu. Asta e gamepad-ul. Am scos asta gamepad-ul să văd. Și atunci care e faza cu astea? Nu înțeleg. E ceva amplificator sau care e faza? Că nu-mi dau seama. Cred că trebuie să setez de aici. Speakers? Nu, no, asta se aude de la monitor. Cred că trebuie să umblu la setări să văd. Așa, să văd setările. Realtek HD. Uai, mă, dar cât ies aici. Ok, nu știu care e faza cu... Oh, m-am prins, m-am prins. Deci, mufa îi, de fapt, pentru... mufa USB, de fapt, e pentru luminițele alea RGB. Acum mi-am dat seama. Deci, pentru luminițele alea RGB. Așa. Ia să văd dacă pot să pun la cărcător. Bine, pentru alimentare doar. Frumos. Păcat că nu pot să le schimb eu culorile. Hai să văd cum se vede așa cu lumina aprinsă. Oh, super! Hai să vedeți și voi. Deci e super, trebuie să recunosc. No, nu sunt rele deloc căștile astea. E, și basul se aude destul de bine. No, stai să văd, oare pot să cresc volumul? Ah, nu, 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 că din păcate eu n-am de la... Din păcate n-am din ăla... amplificator de ăla care să ne amplifice pentru că din păcate, dar în rest e ok. Și muzica se aude bine, deci da. Na, ce pot să zic? Sunt mulțumit de căștile astea. Sper să mă țină vreo 3-4 ani. Na, asta a fost video. Dacă v-a plăcut, like, dacă nu, dislike și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Să rămână la YouTube.